Stai puțin, Ștefane. Cum adică s-a întors acasă? Nu înțeleg. E vreo problemă? Nu, nu, e foarte bine că s-a întors. Dar de ce? Catrina, te-ai strigat la stomac? Vrei să veni să vorbim acolo? De ce nu sunteți părinții ei? Care e problema? Unde era să ducă? S-a vădat puțin planurile peste capul venirea asta. Ștefan, tu ai băut? Nu, sunt cu mașina. Și nu obișnuiesc să beau, ai uitat? Eu beau în familia asta. Adică ce vrei să spui? La ce miroase aici? Catrina, ia uite-te la mine, tu ai plâns? M-am certat cu Victor. Și l-am părăsit. Da, da, m-a sunat pe mine și v-am adus. Trebuia să o vedeți în mijlocul străzii, cum trăgea de valizele astea. Îmi pare rău că n-am filmat-o. Era de Oscar. Nu doare cap. Te-a lovit? Am. Vin acum. Să aduc un Saridon. Și cum te-a dat afară la miezul nopții, așa pur și simplu? Nu m-a dat afară, mamă. Sunt acasă, am adus-o pe Catrina. Am certat și am plecat. Acasă la mamă. De ce v-aș certa? Așa îmi place mie. Tine, te-am împins, te-a lovit. Tu să-mi spui că dacă nu ți-l... Tata nu e genul. Nu începe iar, te rog. Hai vorbim mult să discutăm mâine. Nu, tu aduci mereu vorba despre ea. Văd că în viața ta e foarte prezentă. Pe mine nu mă mai interesează acest subiect. E un fir de pământ. Hai bă, gamea și picioare, dacă nu m-am strurat de asta până peste cap. Vrei să o dau pe mama la telefon? Nu, stai că ți-o dau pe mama. Vorbește cu Magda. Alo? Alo? Nu zice nimic. Te-ai lămurit? Ești nebună! Tu chiar crezi că e o conspirație împotriva ta? Hai mă, lasă-mă în pace, mă. Nu, vin când vreau eu. E, uite, dai așa, ești mulțumit acum? Pa! Da, unde ai rămas? Ce faceți aici? Tu de ce nu ți-ai un telefon ca al meu? Dar ce are telefonul meu? Păi te-am sunat mai devreme și n-ai răspuns. Să fiu descărcat bateria. Dar ce-i cu voi? Ce s-a întâmplat ceva? A ce miroase aici? M-am despărțit de Victor. A, fac cafea? Du-te mă și te culc. Lasă-l, domnule, în pace. Du-te mă și fă cafea. Vreau eu să beau. Dar de ce v-ați despărțit? Tati, nu te supăra, dar astea nu sunt lucruri pe care să le discut cu tine. Adică ce, eu de ieri, de azi, pe lumea asta? Eu unde dorm în seara asta? Dorm cu mine. Mama, nu mai am 5 ani. Dorm cu mine, am zis. Și mâine ne organizăm. Ce să ne organizăm? Nu ne mai organizăm. Dacă nu vrei să dăm cu maică ta, hai, dormi aici. Doamne, iată. Am încăput atâția ani în casa asta. Ai unde să dormi? Mama, eu nu m-am întors pentru o zi, două. Și nu știu dacă o să-mi permit așa repede să-mi închiriez ceva. Dar ce, tu dormeai în stradă? N-aveai o garsonieră închiriată? Ba da, dar nu plăteam eu. Și de ce le suna pe Ștefan să vină să te ia? De ce mi-a sunat pe mine? Veneam cu un taxi cu ceva. Am sunat mai întâi pe Sorin, dar nu mi-a răspuns. După aia l-am sunat pe Leo, care era pe nu știu ce club și nu putea să vină. Și abia după aia l-am sunat pe Ștefan. Să înțeleg că eu puteam să dorm liniștit la ora asta. Dacă mi se făcea unia milă de tine și venea să te ia. Chiar nu e momentul să ai orgoliu. Dar nu e vorba de niciun orgoliu. Ștefan! La viitoarea despărțire pe mine să mă scutești. Ștefan! Am plecat, pa! Vasile, du-te, te rog, la bucătărie. Vreau să vorbesc ceva cu Catrina. Mama, te rog, chiar n-am chef de discuții acum. Sunt obosită. Tati, dacă vrei, poți să rămâi. Du-te de aici. Catrina a zis să rămân. Zi, poți să rămân? Nu am nimic împotriva. Facem cum vrei tu. Ia zi tu, tati. Ce s-a întâmplat? Vasile? Extraordinar. Vă dă afară ca pe un gunoi. Nu miroasea bine. Fata asta tot timpul a avut probleme. Dacă a crescut numai trei băieți. Și nu înțeleg de ce s-a apucat ea de... psihologie.
De la psihologie asta este tragic. Dar ce are una cu alta? Psihologia te zăpăcește de cap dacă nu știi cum să o iei. Și după facultate, ce o să fac? O să predea prin nu știu ce liceu amărât, pe un salariu de nimic. N-a crescut lângă doi oameni care s-au chinuit în învățământ? Poate să facă mai multe chestii. Poate pe dracu. Fițe, o să termine, după ce o să le dea lor 100 de euro pe an, și o să aibă o hârtie bună de șters. Nu mai bine se duce la ase? Catrinel? Nu prea cred. Bă, dar rău mai ești. Da, lasă că nici tu nu stai cu facultatea la degetul mic. Vezi? De acolo unde zicea că lucrează la... cu jumătate de normă. Cât câștigi exact? Habar n-am. La mine acasă nu există așa ceva. Soră mea? Până s-a măritat, n-a lipsit o noapte de acasă. Asta când era? Înainte sau după război? Păi, dar rău mai ești. Ai început să-ți iei rău în cap. Ți se pare normal să vină la miezul nopții cu două genți după ea ca ultima... Hai, de ce te-ai oprit? Cine-i Victor ăsta, unde? De ce nu l-a dus niciodată aici? Ce-i atâta mister? O fi urât ca dracu și e rușine cu el. Dar e rușine cu noi. Așa mai vii de acasă. Voi între voi nu vorbiți? Nici ție nu spune nimeni. Ba mai îmi spune. Ce? Ai vrea tu? Dacă scapi eu o vorbă la tine, nu te lași până întorci toată casa pe dos. Ce-ți mai place ție să le rezolvi tu pe toate? N-ai decât să o întrebi pe ea. Ea mai lasă-mă în pace. Așa vorbești tu cu mine, mă? Ție nu ți-e rușine? Ce facem noi aici? Mai ai puțin și mă ieși de urechi? Ia lasă cafeaua și du-te și se culcă. Nu mi-e somn. Păi dacă nu ți-e somn, de ce pe cafea? Așa, ca să te afli în treabă? Și ia să faci bine mâine să te duci să suni la ea, unde ți-am spus eu, da? Ai auzit, mă? Mhm. Nici eu n-am știut că e însurat. Am aflat la câteva luni după ce ne cuplase. Am plâns 3 zile și 3 nopți. Am vrut să ne despărțim. Și de ce nu v-ați despărțit? Am plecat în Italia o săptămână. La Veneția. Și într-o dimineață, în piața San Marco, mamă, tu știi ce frumoasă e piața San Marco. Și l-am trimis să cumpere o înghețată. Mă, când l-am văzut cum vine spre mine cu înghețată în mână, nu știu, eu n-am văzut în viața mea ceva mai frumos. Atunci mi-a promis că o să divorțeze, că eu sunt cea mai importantă femeie din viața lui. Dacă nu poate așa dintr-o dată. De ce? Are 2 copii. Mari. Cât de mari? 10 de mari. Atunci am rămas gravidă. În câte luni ești? În vreo 3. Am făcut barză de 2 ori. După am fost la un doctor și mi-a spus că n-ar fi bine să avortez. Dacă intervin, nu o să mai rămân niciodată însărcinată.
Am mai avut o problemă cu un avort. Și de ce află abia acum? De ce nu mi-ai spus nimic? Mama, eu habar n-am cum se crește un copil. Nici eu n-am știut și am crescut 5. Dacă n-aș fi fost prostia asta cu sarcina, n-ar mai fost nicio problemă acum. Îl iubești? Da. Vreau să dorm singură în seara asta aici. Lui Vasile nu o să-i pice prea bine povestea asta cu copilul. Asta îi spun eu. Ce faci cu facultatea? Că m-am despărțit de Victor, nu mă mai duc. Ce legătură are una cu alta? El îmi plătea taxele. Altă e? Nu, pe urmă l-au închis când mă sună Victor. Ia lui Ștefan. Ce fac, să răspunde? Nu știu. A, nu. A închis. Gata cu șezătoarea. Catrina o să doarmă în sufragerie noaptea asta. E? Cum e? Cum să fie? S-a întors fata acasă.